Ei, salutare, am revenit. Ideea este, familia care a intrat în iarnă 7-8 rame de albină și acum mai pe 4 rame de albină, după ce a pierdut foarte mult albină, consider eu, datorită conceptului circulației aerului, pierdând probabil și oxigen și căldură foarte mult în avantajul familiei de sus. Aici roiul acesta a fost un roi, de fapt au fost două roiuri, așa, la origine au plecat cu o parte de albine și o reparat în altă parte și aici avem 4 rame cu puiet căpăcit și cu larvar, nu numai puiet căpăcit. Urmează să primească tot timpul sirop aici, de jos are rezistența, degajă căldură și în partea de sus, fiindcă conceptual de jos este un Hahnemann. Și în felul acesta familia de jos va fi determinată să urce în sus să consume hrana din hrănitor de aici. Aici vor avea și ele turtă proteică și deocamdată are ordiniș și sus, dar va pierde acest ordiniș și va fi obligată albinuțele să folosească doar cel de jos. Aici va veni etanșat cu folie, chiar în seara aceasta vom face. Primește sirop, vin rezistențele branșate, scade temperatura la 7 grade, începe călzirea în stup. Nu se pune problema de a usca aerul, fiindcă există sirop. Aici fac o chestie care nu intră în concept. În mod normal, automat, după hrănitor, vine rama cu rezistența electrică, încălzește, degajă umiditate, familia este relaxată, preia siropul, își vede dezvoltarea ei. Locul ăsta a funcționat foarte bine și la Târgu Jiu și aici. Aici conceptul este puțin hibrid, să zic așa, rezistența este de jos, determinând ca căldura să abordeze întreaga familie și a de jos și roiul deasupra și hrana va fi doar în hrănitorul de aici. Și atunci, ca atare, ideea aceasta de a dirija cumva și albina de sus să preia în felul acesta omogenizarea să fie perfectă între cele două mărci. Jos este o matcă de pe o linie, sus este o altă matcă de pe altă linie, asta poate fi o problemă. Sau dacă este diferență de vârstă, poate fi o problemă între mărci. Preferabil sau de recomandat este să fie aceeași vârstă din aceeași linie. Mi-asum riscul acesta. Riscul ca una să fie favorizată în detrimentul celelalte și alta chiar să fie la un moment dat eliminată. Deocamdată ele sunt într-o stare de conviețuire de o săptămână. După cum vedeți, este Hahnemann și nu se pune problema de a pierde deocamdată regina. Și continuă și sus și jos ponta. Asta este. Cam atât despre conceptul acesta. Nu mi-aparține, cum spuneam, nu se mai poate inventa roata la căruță. Eu l-am preluat de la domnul Dorel Gui, dânsul lucră pe mer. Eu încă sunt într-o stare de asta de indecizie. La Dean, pe mult etajat sau mer, încă nu mi-am găsit liniștea din punctul ăsta de vedere. Toate sunt bune și nu știi care e preferabil. Dar nu asta vreau să fie subiectul discuției. Deci, în altă ordine de idei, experimentul acesta și are ca scop dezvoltarea acestui roi până în salcâm, preluarea de către familia de bază, care oricum este slăbită, a pierdut foarte mult albine în detrimentul acesteia, în mod normal ar fi trebuit să fie foarte extinsă, cum sunt celelalte familii, preluarea de albină lucrătoare de la acesta, ăsta în timpul salcâmului pleacă pe altă poziție în vatră și rămâne roi de ajutător sau familie ajutătoare, de sine stătător, se va dezvolta până la floarea soarelui și va produce miere și jos, în felul acesta, familia își primește ajutor. Cam asta este ideea. Nu o să fie eficiență maximă, fiindcă jos s-au pierdut cele 3-4 rame de albine. De asta trebuie văzut care este varianta cea mai optimă, cu circulația între cele două sau fără circulație, asta ne vom clarifica. Până aici mă opresc, a sfințit soarele și deja vrem să încheiem și noi activitatea. Vă salut cu prietenie din Stupină, de la Vindei Ionel, de la Pisinesc.